Conducerea primăriei Târgoviște, în frunte cu primarul Cristian Stan, a testat astăzi pe străzile municipiului Târgoviște un autobuz hibrid produs de firma Mercedes-Benz. Autobuzul a fost pus la dispoziție de producători adus direct din Germania pentru ca reprezentanții primăriei Târgoviște să își poată face o impresie despre cum s-ar adapta în traficul local și ce beneficii ar putea aduce transportului local. Peste tot în Europa. Nu poți să schimbi o mașină electrică, să înlocuiești o mașină diesel sau o mașină hibridă, niciun caz. Iar pe de altă parte, intervalul de timp pentru a ajunge la o maturitate suficientă cât să-ți acoperi necesitățile este undeva 10-15 ani, când tehnologia va evolua foarte mult. Este vorba despre noul model Citaro de la Mercedes-Benz, bazat pe o tehnologie hibrid cu motorul electric integrat între motorul cu ardere internă diesel și cutia de viteză automată. Autovehiculul are o lungime de 12 metri, dispune de o capacitate de 106 locuri, dintre care 34 de locuri pe scaune, și este adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități. Așa cum se vede peste tot, poluarea este din ce în ce mai prezentă și cu toții ne dorim să reducem poluarea. Au fost foarte multe tendințe, dar începând cu 2015, odată cu conferința de la Paris, s-au stabilit niște direcții foarte clare de a reduce poluarea prin reducerea dioxidului de carbon. Uniunea Europeană și-a luat angajamentul ca până în 2030 să reducă cu până la 40% emisiile de dioxid de carbon. Pe acest context, Uniunea Europeană a dat anumite recomandări, în special transportatorilor publici, pentru reînnoirea parcurilor auto cu soluții prietenoase cu mediul. Ținta este ca, începând cu 2030, tot ce înseamnă transport public, 30% să fie cu propulsie non-poluantă. Până atunci sunt mulți pași de făcut, pentru că fiecare soluție care este disponibilă vine cu avantaje și dezavantaje. La ora actuală există trei. Primăria Târgoviște va implementa un proiect care este finanțat din fonduri europene în cadrul programului operațional regional 2014-2020, cu o valoare de peste 20 de milioane de euro, și are în vedere modernizarea fundamentală a transportului public în comun târgoviștean prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesare, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public în municipiul Târgoviște. Este vorba de prezentarea unui autobuz hibrid, da? Un autobuz conceput de Mercedes special pentru ceea ce înseamnă traficul urban și facem această prezentare în condițiile în care administrația locală târgovișteană implementează în acest moment un proiect de peste 20 de milioane de euro care vizează mobilitatea urbană, transportul public în comun. Proiect finanțat pe fonduri europene, axa numărul 4. La acest moment suntem în elaborarea studiului de fezabilitate, iar stabilirea caracteristicilor unui asemenea vehicul urban reprezintă o importanță deosebită pentru ceea ce înseamnă viitoarele autobuze care vor circula pe străzile din municipiul Târgoviște. Așadar, vrem să luăm o decizie în cunoștință de cauză, vrem să știm care este cea mai bună variantă pentru administrația locală târgovișteană, pentru comunitatea târgovișteană, și de aceea facem aceste prezentări. Proiectul PEPOR va fi o mare reușită pentru modernizarea transportului public în comun târgovișteană.